Da, bă. Am vrut să-l stric și l-am reparat. Ești nebun? Nu vine să cred. Aha, ce? Salut și bine ați venit la un nou episod cu... Nu, stai. Jeep, da, cu el acolo. Astăzi o să vorbim despre lucruri pe care le-am făcut. Nu sunt lucruri estetice, or să fie mai degrabă lucruri mecanice. Adică am schimbat tendoanele pe articulația spate și am făcut o revizie la cutie. Însă, până atunci, am venit cu placa asta, care e metal brut prelucrat și am înțeles de la Daniel că nu pot să vopsesc placa asta așa cum trece mie prin cap și că ar fi mai indicat să o fac electrostatic. Da, electrostaticul e mult, mult, mult mai dur decât vopseaua lichidă. Așa? Mai ales la elemente de genul, folosim foarte mult vopsea texturată, de foarte mare rezistență și de temperatură în același timp. Perfect că vine asta deasupra la cutie. Ok. Spre deosebire de vopseaua lichidă, care după o piatră sau ceva s-a exfoliat, a început să sară și inclusiv voia rugina. Asta, teoretic, vopseaua asta nu trebuie să sară așa la orice, nu, adică nu. Trebuie să o abuzezi ca lumea. Foarte, ca foarte, foarte mult, cel puțin asta texturată care o dăm pe elemente de caroserie, foarte mult ca să poți să ajungi la material înapoi și să poți să o ia rugina. Dar mi-e greu să cred că ajungi până acolo decât dacă te urci pe pietre. Adică nu ceea ce faceți voi. Băi, eu mă urc, dar sper să nu lovesc. Da, ei, și dacă lovești, vedem ce se întâmplă. Dar da. Eu zic că e de foarte, foarte mare rezistență față de vopseaua lichidă, care dacă ne gândim bine, s-ar piatră pe o capotă și cam asta e treaba. Da, da. Țiplă. Zi-mi ce mai e pe aici, hai că am văzut o grămadă de jante mișto. Și vreau să văd, am văzut unele de mișto. La setul ăsta de M560. E în lucru. Trebuie să-l băgăm acum în cuptor la vopsit, după care dai mâncatul și lacul electrostatic, adică o să iasă gen cum sunt astea de Insignia, de OPC, sau alea de Bentley, sau BBS-urile din... Zi-mi un pic de dai mâncat, e o tehnică, e o chestie nouă, până acum parcă nu... Sau bine, nu știu eu, nu știu dacă voi faceați. Da, în România e destul de nouță, adică mai exact de vreun an, un an jumate a început să apară și să putem să facem la ordinea zilei. Că până acum erau niște băieți la Cluj care făceau și ne era foarte greu să îi accesăm. Da, transport. Transport și tot felul de chestii de genul ăsta și le făceam manual, cel puțin eu, le făceam cu mâna. Nu ieșeau ca dai mâncat, ieșeau polișate, dar pentru cei ce doreau așa ceva aveam o variantă. Da. Acum există varianta de dai mâncat, se vede și aici. O putem face fără absolut nicio problemă, oricând. Băi, chiar mișto. Adică... Da. Se apropie oarecum de ce vedem acum pe jantele, se apropie dacă nu chiar unul la unul? Cam unul la unul. Cu ce vezi pe jantele din fabrică, nu știu, am văzut la GTI-uri mai nou. Tot ce înseamnă AMG-uri noi, Mercedes, exact. Și la BMW la fel, pe generația nouă, da. Asta e generația, așa se caută, așa trebuie să facem. Uh-huh. Și mai apare curând încă un aparat, dar să vedem acum dacă o să avem acces la el. Tot unde ai mâncat. Am dat eu personal de un set de rost după 10 ani de zile de făcut așa ceva și m-am împolmolit, nu pot să-l fac, l-avem în spatele nostru dacă vrei să-l vezi. Ia, hai să-l vedem. Hai să-l vedem. Astea, care au dai mâncat în spatele spițelor, iar clientul dorește să rămână ca de fabrică, adică să vopsim toată roata, să facem dai mâncat în spatele spițelor și urmă să dăm lac. Eu aici am pus frână. E cam complicat. Un pic complicat, dar să sperăm că o să găsim variantă. Băi, să nu te întorci la lucru manual iar. Nu doresc să mă întorc la lucru manual, mai ales că s-ar putea să-mi rup și degetele pe spatele spițelor. Băi, dar ce văd aici? Este exact ce trebuie să ne iasă nouă, nu? Da, un capac de culcător de 20 de valve turbo de 1.8. Și ai admis iată de la 1.8 20 de valve turbo. Să vedem acum cum o să iasă. Ok, deci ăsta e electrostatic glucios, vopsit. Electrostatic glucios, iar cel de lângă e negru texturat. Și iar ce o să-ți facem ție pe piesa respectivă. Abia aștept.
trebuia degresată, dar fiind material nou și chiar dacă are ulei pe ea, la temperatură se duce. Așa, am suflat-o să n-aibă impurități și am băgat-o în cuptor la încălzit 20 de minute, după care ne apucăm de vopsit. Încălzitul ăsta ca să elimine orice grăsime de pe ea și orice grăsime și mai departe și ca să se lipească vopseaua foarte bine. Se poate vopsi la rece, dar eu personal nu o fac. Adică tot bagi roțile sau ce piesa respectivă 5 minute, după care dai vopseaua, sau cum fac eu, eu o las la copt cum trebuie 20 de minute, după vopsea, iar la copt se coacă vopseaua și am terminat povestea. În situația asta. La jante e mai complicat. Că mai ai de frecat. Mai ai de frecat, mai le bagi 10 minute, le scoți, le dai lacul, le mai bagi 10 minute, iar le scoți. Adică e un pic mai complicat. Dar la noi, aici e ok. Cine ghicește ce jantă este asta, bravo lui! De la ce mașină? 10% discount aici. Ia uzi, vă dă 10% țuțu discount dacă ziceți de la ce mașină e această jantă. Sau mai bine zici ce jantă, ce vrei să zică oamenii? Ce jantă, că mașina... Nu se știe. Ba se știe, dar aș vrea janta dacă... Ok, deci cine zice ce jantă e asta, aveți de la țuțu 10% discount. Este un cuptor făcut de tine sau este un cuptor făcut de mine, da? A fost un pic complicat, că nu am știut cum stă treaba cu chestiile astea, dar i-am dat de cap până la urmă cu un termometru, cu merge. E făcut de noi. Și acolo în cuptor ai și ventilație sau e? Nu, ventilația e separată, în cuptor există cuptoare cu ventilație, să plimbe aerul. Sau cum l-am făcut eu pe ăsta cu rezistențele de temperatură jos, să ridice căldura. Mamă. E gata? Hai, e curaj. Gata. Curaj. Curaj, dar stai că nu... Poți să pun una pe ea? Încearcă, da! Acum te las să-ți faci viața, suntem gata. Ce să mai? Nici nu mai pun pe mașină, mi-o pun bibelou. Asta spun. Facem o măsuță. Nu merge. După cum ați văzut și în titlul episodului, vom schimba articulația pe o parte din articulația pe spate la Jeep. Vorbim aici de cele două brațe care țin puntea de mașină și două bucși la A-arm. De ce facem asta? Pentru că mașina a devenit destul de instabilă odată ce a fost ridicată. Și mai ales la viteză de peste 60-70 de km la oră era destul de greu de controlat. Și atunci a durat ceva până am ajuns să fac asta, pentru că am încercat ba direcție, ba amortizorul de direcție, ba geometrie, ba alte lucruri. Am fost în diferite servisuri, mulți nu au fost în stare să vadă cât de mare este problema, pentru că, de ce spun cât de mare, o să vedeți în imaginea următoare cum arată aceste bucși. Sunt absolut inutilizabile și cumva sunt dezamăgit că unele servisuri în care această mașină a fost nu au putut să vadă problema asta, ceea ce e alarmant cumva. Mergem la Cornel, unde am toată încrederea că vom rezolva problema asta. Eu am fost înainte cu mașina la o constatare, așa să zic. Am văzut ce probleme mai sunt de făcut, ce mai este de înlocuit pe mașină, dar o vom lua treptat, pentru că sunt costuri și vă voi spune la final care este suma pe care eu am achitat-o pentru cele două brațe, pentru A-arm și revizia la cutie, pentru că așa aici la revizia de cutie este un pic diferită cutia automată față de una manuală, în sensul că sunt costuri ceva mai ridicate.
balonare moarte. Astea sunt, după cum ați văzut, ele, cred că doar de aici arată bine, că în rest sunt moarte. Și asta, și aici, la fel de moarte. Și mai avem unele pe partea alta. Pare că are o chestie peste. E ciudat că e de sus în jos, de obicei trebuie invers. Să intre, da. Să fie o, nu, cum pui burlanele la casă. Da, da, da. Invers. S-au apus cineva, a improvizat și s-a rupt. E sudat acolo. S-a descos. Și noi nu știm poziția, să o sudăm. Sper că v-a plăcut scurtul montaj pe care l-am făcut cu procesul de schimbare al brațelor și bucșile de la A-Arm, desigur, și revizia la cutie, schimbarea uleiului. Și așa cum am promis în titlul acestui episod, vă spun costurile. Eu vă spun costurile pentru această mașină, desigur, la fiecare mașină diferă
piesele la Toyota, nu mai zic, ar fi fost dublu. Să mă contrazică Daniel acolo în comentarii cum face el. Deci avem așa, pentru brațe cu tot cu manoperă, cred că au fost undeva la vreo 1100 de lei, 1300 de lei, pe acolo. Brațe și desigur bucșele de la A-Arm. Pivotul v-am zis că era în stare bună, așa că n-a fost necesar să schimbăm și pivotul de acolo. Iar pentru revizia la cutie, aici includ și filtru, includ și uleiul în sine și manopera, a fost undeva la 800 de lei, dacă nu mă înșel, și eu zic că sunt niște prețuri foarte decente în ideea în care vrei să ai o siguranță și să fii liniștit că cei care lucrează la mașina ta sunt de încredere. Ați văzut și voi cum arată servisul. Dacă vreți să vedeți și să aflați mai multe despre Cornel, aveți un podcast, o să pun un link în descriere unde puteți să aflați poveștile lui și să vă dați seama de experiența pe care o are el în domeniul mașinilor de teren, mașini 4x4. Desigur, acolo nu fac doar mașini 4x4, fac și mașini de stradă, dar specializarea lui sau ceea ce îi place lui cel mai mult să facă sunt mașinile de teren. Dacă v-a plăcut acest episod, dacă vreți să mai vedeți despre Jeep, și o să mai facem pentru că o să montăm niște lumini pe afară și o să schimbăm și uleiuri în grupuri, nu uitați să ne urmăriți, să dați subscribe și clopoțel și like și share, doar dacă vă place de mecla mea, ceea ce nu cred, dar măcar să vă uitați voi, pentru că încercăm să vă aducem lucruri din care să învățați din experiența pe care o avem noi, să câștigați și voi.